Sunt pentru depășirea. Așa. Poate nu o spar original față de luna trecută, da? Când am venit cu o sticlă de vin. Astăzi am venit cu un borcan de miere. Un borcanaș mic. Simbol. Dar, de fapt, este vorba despre un mare, mare, mare borcan de miere care a strălucit, sau în fața căruia le-au strălucit ochii la mulți dintre politicienii noștri. Și, până la urmă, din cauza acestui lucru, noi avem problemele care le avem la ziua de astăzi. Am să vă spun absolut sincer că astăzi, în fața dumneavoastră, eu am să pot să prezint doar un rezumat a tot ceea ce am reușit să identific în problema privatizărilor frauduloase din ultimii 10-15 ani și respectiv a furtului miliardului. Informația este enorm de multă. Este nevoie, cred că, de câteva ore în cadrul unei prelegeri, în cadrul unui, nu știu, curs, cum se face la universitate, de explicat punct cu punct, dată cu dată. Sunt cel puțin 20 de pagini numai de paragrafe cu mențiuni de dată, mențiuni de evenimente care s-au întâmplat, principalele, și asta e numai vârful iceberg-ului, care s-au întâmplat în acești ani și care au dus la furtul miliardului. Din capul locului vreau să fac următoarea afirmație. Furtul miliardului și privatizările care au avut loc în ultimii 15 ani au fost acțiuni minuțios planificate de la bun început și puse în aplicare consecutiv, pas cu pas, lună cu lună, an cu an, începând cu anul 2006 și până în prezent. Cel puțin anul 2006. Asta pe bază de activitate legislativă. Dar dacă este să luăm în calcul și atacurile Raider, cum au fost asupra Victoria Bank în anul 2005, făcute de Plahotniuc împreună cu Țopa și Năstase la ordinul lui Voronin, sau cel puțin cu consimțământul lui Voronin, vorbim despre o perioadă de cel puțin 15 ani în care Republica Moldova, de la organizare statală, așa cum este prevăzut în Constituție, a trecut la un tip de organizare criminal, mafiot, iar structurile statului și cu lumea criminală au concrescut și au format acel sistem, acel regim dictatorial și mafiotizat pe care noi tocmai l-am văzut în toată splendoarea luna iunie curent. De ce spun toate acestea? Vladimir Voronin a câștigat alegerile în anul 2001, pornind de la faptul că în perioada sovietică a fost colaborator de poliție, lider de partid la Ungheni, la Tighina, până la urmă ajungând ministru de interne în guvernul RSSM, al URSS. Și cu această imagine de general de miliție, el a pășit în politică, respectiv a ajuns în 2001 să câștige majoritatea în Parlament, să ajungă președintele Republicii. Din păcate, această identitatea sa sau această parte a sa n-a durat decât câțiva ani. Pentru că din momentul în care a ajuns să colaboreze cu Plahotniuc, practic ei în doi și după aceea cu mulți alții au format un grup criminal organizat, o grupare criminală, cum se spune la noi, care funcționează sau până în ziua de azi și rămășițele ei mai sunt astăzi pe teritoriul Republicii Moldova. Nu spun aceste cuvinte ca să impresionez sau ca să fie ceva ieșit din comun din partea mea și nici forțat nu le spun. Spun exact așa cum este și o să vă prezint dovezi. Din momentul în care Plahotniuc i-a oferit servicii lui Voronin și a început Voronin să circule el cu avioanele lui Plahotniuc, să fie filmat de Plahotniuc, să primească cadouri de la Plahotniuc, să fie cumpărat de Plahotniuc, lucrurile s-au dat peste cap în Republica Moldova. Acolo este rădăcina. În anii 2004-2005, cel mai probabil dacă în 2005 deja Plahotniuc împreună cu Zumbreanu făceau atacul Raider asupra Victoria Bank, implicându-i pe Țopa Năstase, și Zumbreanu acționa atunci
în subordinea lui Plahotniuc, în numele lui Plahotniuc și făcea tot ce îi trebuia, exact ce a făcut mai târziu în toate celelalte cazuri, este evident că deja lucrurile funcționau la comanda sa. Mai departe, în anul 2006-2007 pot spune cu certitudine că Plahotniuc cu Voronin au pus temelia legislației în așa fel încât după aceea să poată fura și privatiza nestingherit. Iată de la ce a început, de fapt, toată hoția. De la această hotărâre de guvern, și o să observați că majoritatea deciziilor au fost luate fie înainte de Crăciun, fie în ultima ședință a Parlamentului înainte de vacanță, fie în campanie electorală. Așa s-au ținut evenimentele lanț timp de, iată, 15 ani. Uitați-vă aici, 13 decembrie 2006, hotărâre de guvern prin care se propune legea cu privire la deetatizare, la privatizare. Despre asta vorbeam când am spus că e vorba despre borcanul cu miere. Această hotărâre de guvern este propusă pe 13 decembrie 2006 și e semnată de Tarlev, Dodon, Mihail Pop și Pârlog. De aici începe încep toate relele, dacă vreți, din ultimii 15 ani. De la această inițiativă, de la acest proiect de lege. Tot atunci, în 2006, în decembrie, mai apare un proiect de lege. Și respectiv se votează în Parlament. Asta este cu privatizarea. Da? Hotărârea din 13 decembrie. Începutul pregătirii actului legislativ de privatizare. Iar asta este cu recreditarea, cu garanțiile de stat. Cu creditele de urgență acordate de Banca Națională. Această lege, votată în 22 decembrie 2006, își va găsi prima dată aplicarea în 13 noiembrie 2014, când Guvernul Leancă va da 9,5 miliarde lei garanției de stat pentru acoperirea furtului din Banca de Economie, Unibanc și Banca Socială. Respectiv, a doua oară își va găsi aplicabilitatea și la numele astea această lege își face referire Gaburici în celelalte 5 miliarde de lei date de la Banca Națională, respectiv de la buget, după aceea de la Banca Națională, pentru a acoperi gaura de la cele trei bănci. Iată fundamentul legislației. Acum, de ce au făcut ei treaba asta? De ce s-a pornit toată această chestiune? Foarte simplu, pentru că ei din capul locului aveau de gând să privatizeze active de stat, să le privatizeze pe nimic, după care din banii furați de la bănci se poate investi acolo, cum fac acum la aeroport și în altă parte, și în felul acesta să aibă cu ce le moderniza, să le poată pune pe picioare. Și o să vedeți cum pas cu pas lucrurile s-au întâmplat anume în modul ăsta. Pe drum, ei au implicat în treaba asta pe toți, și pe Filat, și pe Șor, și pe Platon, și pe ceilalți, după care i-au tras în țeapă, i-au condamnat și le-au făcut ce au făcut. Acum, ei, evident că nu spun nici Filat, nici Platon, că de fapt noi ne-am înțeles cu Plahotniuc să împărțim și Banca de Economie, și aeroportul, și la Undromatul să primim comisioane din Rusia, dar el n-a fost corect cu noi, ne-a tras în țeapă și ne-a pomenit unde ne-a pomenit. Platon ce spune? Platon spune că dacă Plahotniuc ți-a vândut ceva, nu înseamnă că și-ți dă ceea ce ți-a vândut. El lasă de înțeles că s-a înțeles cu Plahotniuc să-i vândă Victoria Bank, doar că Plahotniuc nu i-a mai dat Victoria Bank până la urmă. În schimb, prin Laundromatul care venea din Rusia, spălarea de bani prin băncile noastre și respectiv în special pe la Moldincon Bank, trebuiau să fie casate comisioane, o parte lui Platon, o parte lui Plahotniuc. Plahotniuc l-a dus din nas, respectiv l-a lăsat să intre în încălcări și într-o parte și în alta. I-a înscenat ca și cum nu au fost plătiți banii înapoi pentru ruperea contractului cu Victoria Bank, ar fi banii de la Banca de Economii, le-a sucit așa pe toate, respectiv s-a ales cu tot comisionul numai Plahotniuc. Iar Platon s-a ales cu paguba și cu respectiv băgat la pușcărie. Evident că el are multe, multe păcate și trebuie să răspundă pentru ele, dar situația asta anume denotă următoarea chestiune. Un infractor a propus contrabandă cu bani pe teritoriul Republicii Moldova, din care Republica Moldova să câștige că banii tranzitează Moldova, respectiv trebuie să rămână ceva aici, și un alt infractor de la fața locului, infractorul șef, da, capul grupării criminale, a întors lucrurile strict în favoarea sa, ajungând în conflict și cu cei din Rusia, în acest sens. Pentru că s-ar fi folosit, deci ar fi luat mai mult decât trebuie, din cât cuvenea din acel laundromat. Asta este un episod. Cu Filat, episodul este altfel. Dincolo de toată rivalitatea, dincolo de toate conflictele, ei totuși s-au înțeles. Se împartă Banca de Economii, se împartă aeroportul, pentru că au fost scoase la concurs odată, au fost scoase la concurs ilegal, au fost privatizate în termen record,
Și, respectiv, au fost semnate contractele de privatizare în aceeași zi. Și într-o parte și în alta, 29 august 2013, și într-o parte și în alta, Șor reprezentant. Filat credea că Șor e reprezentantul lui, dar, de fapt, Plahotniuc avea de mult contracte cu Șor și înțelegeri de a fi Șor numai reprezentantul lui Plahotniuc și să fie folosit pentru a-l incrimina după aceea pe Filat. Și, în mod normal, Filat ar trebui să spună lucrurile acestea, să recunoască așa cum este. Pentru că este evident. Nu poate să spună că n-am știut, n-am înțeles, nu înțelegeam ce se întâmplă. Pentru că chiar dacă ar spune, chiar dacă ar recunoaște, oricum el trebuie eliberat, trebuie să aibă un proces corect, echitabil și abia în urma unui proces corect să se vadă ce și cum, care și cât plătește. Pentru că atâta timp cât nu este închis Plahotniuc, cât nu este închis Voronin, cât nu sunt închis ceilalți, nu este corect să fie închiși ăștia la alții care au fost luați pe drum în căruța hoției. Că, până la urmă, din toate partidele moldovenești, practic, marea majoritate, din Partidul Liberal nu este nimeni, dar din marea majoritate a partidelor s-a format un fel de partid al hoției și al corupției. Pe scurt, PHC, se potrivește și pentru Plahotniuc. PHC, Partidul Hoției și a Corupției. Și acolo sunt de peste tot, practic. Și la asta se referea Filat când a spus că se sară în aer clasa politică, pentru că el ar fi vrut să spună de la tribuna Parlamentului sau după, sau chiar și acum, nu știu, despre cum sunt implicați toți, despre cum s-au înțeles toți. Și asta se vede dacă ne uităm nu în cine știe ce documente, dacă ne uităm cel puțin în hotărâri de guvern și legi votate de Guvernul Republicii Moldova și de Parlament. Am prezentat aseară o secvență video care n-a fost prezentată niciodată în ultimii 6 ani, de la ședința Guvernului, din data de 19 iunie 2013, în care timp de 4 minute și 7 secunde se dă permisiune pentru privatizarea băncii de economii. Și Lazar, foarte așa, alunecos, prezintă lucrurile, nu spune că este vorba despre emisiunea de acțiuni la Banca de Economii. Spune că e un regulament, ca și toate regulamentele, cum e la alte regulamente, cum e la alte ministerii, și aici, să ne susțină colegii, nimeni nu pune nicio întrebare. Atunci, în acea zi, s-a votat regulamentul care a permis să se facă emisia de acțiuni la Banca de Economii și, practic, într-o săptămână aș început, propriu zis, sau într-o lună aș început, în paralel mergea cu aeroportul, aș început privatizarea băncii de economii. Dacă guvernul nu vota acel regulament, dacă cineva punea o întrebare măcar din guvern, nimeni n-a pus nicio întrebare, se uitau un telefon, se făceau că sunt absenți. Acum, guvernul cum o să răspundă și cei care au fost în guvern atunci, inclusiv Maia Sandu, la treaba asta? Că în 4 minute au permis să fie privatizată Banca de Economii, iar după aceea a avut loc furtul miliardului. Și așa lucrurile s-au ținut lanț în toți acești ani. Doar că este atât de multe informații încât este nevoie de timp de antenă de câteva ore, ca și cum ar fi, cum se făceau înainte de dimineață până seara, telemaratoane. Cam așa ar trebui să fie și pentru explicarea hoției cu tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani. Destul de complicat. Într-o jumătate de oră, într-o oră, o să fac un efort, măcar ceva. Astăzi, după aceea, poate o să mai revin. Este cert că până în 2009 capul acestei grupări criminale a fost Voronin, iar din 2009 încoace au făcut rocada. Capul grupării criminale a devenit Plahotniuc. 7 aprilie a avut probabil un rol determinant. Și aici este marea lor frică, pentru că ei sunt conștienți și unul și altul că au cauzat moartea unor tineri nevinovați și respectiv sute care au fost după aceea arestați și chinuiți prin comisariate. N-ați observat că Voronin tace de la o vreme? De ce tace oare? De ce nu mai este atât de vocal? O singură perioadă a mai tăcut, imediat după alegerile parlamentare din 2009, până când Plahotniuc s-a văzut cu funcția de procuror general, CNA-ul și celelalte structuri de forță împărțite inițial cu Filat. După aceea, Voronin a prins la aripi din nou. Și până mai zilele trecute, era cel mai viteaz dintre cei viteji. Și un detaliu ne-a scăpat poate nouă tuturor. Adică noi l-am văzut că au fost devastate clădirile Parlamentului și Prezidenției în 2009, dar nu a fost devastat biroul lui Voronin. De ce oare n-a fost devastat acel birou? Nu și-a pus lumea întrebare. Pentru că, evident, Plahotniuc le-a spus acelor, Țuțici cum le-a spus, da, Filat? Acelor că au venit provocatori să distrugă Parlamentul și Prezidenția. De biroul lui Voronin nu vă atingeți. Prin asta, în stil mafiot,
Dar Plahotniuc a arătat respectul care îl are față de Voronin, care l-a crescut, care i-a dat posibilitatea să se afirme la început, care i-a pus la dispoziție hotelul Codru, o mulțime de terenuri, hotelul național, terenul celălalt din centru, cafeneaua de lângă Parlament, Guguță, la izvor și toate celelalte. Pentru că singurul aleat, după cum s-a demonstrat în ăștia 15 ani, valabil pentru Plahotniuc, a fost și rămâne Voronin. Chiar dacă l-a marginalizat cumva, dar nu a mers să îi cadă vreun fir de păr lui Voronin sau anturajul lui Voronin. În rest, și-a bătut joc de toți ceilalți. Începând cu cumpăratul funcției de procuror de la mine, continuând cu PLD mie, continuând cu Partidul Liberal, continuând cu mai departe cu socialiștii și oricare alții. Pentru că asta i-a fost metoda. Dar iată, propriu-zis, legea cu privire la privatizare este din 4 mai 2007, când candidam eu la primăria Chișinău, din campania electorală. Atunci s-au găsit să o voteze. În prima lectură, asta s-a întâmplat în decembrie 2006, înainte de Crăciun, când lumea are dispoziții de sărbătoare. Și respectiv, în lectură finală și-a devenit lege, în 4 mai 2007, în timpul campaniei electorale. La sfârșitul acestei legi, este o listă de vreo 180 de bunuri care nu pot fi privatizate. 179. Iată, ăsta și este borcanul cum ele. Iată, aceste 180 de bunuri care nu pot fi privatizate. Pentru că toată cearta, tot ceea ce am avut noi în anii ăștia, de aici, de la această listă a pornit. Și uitați cum au stat lucrurile. Aceste 180 s-au stabilit a nu fi privatizate. Spre privatizare au fost expuse altele 400. Dar nimănui nu era interesant să le privatizeze, că erau cine știe ce ruine, neimportante, neînsemnate și neatrăgătoare ca bani și ca investiții și ca potențial. Și tot timpul, în toți acești 15 ani, s-a încercat din această listă să se tot scoată și respectiv să fie inclus la privatizare. Să rămână cât mai puțini dintre acelea care nu pot fi privatizate. Apropo, aeroportul Chișinău se găsește în această listă, că nu poate fi privatizat. Și multe alte obiective. Asta se întâmpla în 4 mai 2007. După aceea, în anul 2008, Dodon spune că nu, dar anume Dodon face și cu Greceanu, fac demers la guvern pentru a fi exclus din lista bunurilor interzise la privatizare, să fie exclus aeroportul, nu aeroportul, Air Moldova, cafeneaua Guguță și hotelul, cafeneaua de lângă Parlament și hotelul Codru. Plus la asta erau propuse spre a fi excluse din acea listă a interziției, adică să fie propuse la privatizare, CET Nord, CET 1, CET 2. Iată și un raport de expertiză al societății civile, care critică această inițiativă a lui Dodon, de ei spun că la cererea lui Voronin. Posibil. Haideți să vedem corespondența toată. Guvernul Sandu este bine să o desecretizeze. Să o arate public ce s-a întâmplat atunci în 2008, cine cui a cerut, ce a propus, dar indiferent cine cui a cerut, oricum, Dodon cu Greceanu au propus acest proiect de lege, după aceea au dat aviz, când același proiect de lege a fost propus de Vitiuc, Zagorodni, Vlah și Popa de la comuniști, care astăzi la PD tot și Vlah, Bașcan în Găgăuzerii și toți pe lângă Plahotniuc. Respectiv, ei toți au participat la scoaterea spre privatizare, propunerea spre privatizare acestor obiective, în special hotelul Codru și respectiv cafeneaua Parlamentului, care toate pe sfatul țării sunt acum la Plahotniuc, în anul 2008, anume pentru Plahotniuc. Air Moldova n-au reușit să o privatizeze. Era, s-a votat legea, s-a făcut cu viteza luminii. Și apropo, să vedeți când s-a votat. Pe 7 noiembrie. Pe 7 noiembrie 2008, de ziua Revoluției, da? De ziua Marii Revoluții din octombrie, la aniversarea, câți ani atunci erau? 91 de ani. Comunistul Voronin scoate la privatizare Air Moldova, hotelul Codru, cafeneaua Parlamentului. Comunistul Voronin. Și atunci el semnează decretul. 5-7 noiembrie 2008. Este pe lexjustice.md și o să le publicăm toate aceste documente. În felul acesta, în 2009, deja în ianuarie-februarie, Plahotniuc este proprietar al hotelului Codru, cu 50 de milioane de lei cumpărat, în condiții, asta e cam 300 de euro metru pătrat, că hotelul Codru are vreo 12.000 de metri pătrați.
Respectiv, prețul este de 3-4 ori mai mic decât prețul pieții. Prejudiciul a fost calculat aproximativ la 150 milioane lei. Iată un act criminal concret comis de această grupare. Voronin, Plahotniuc, Greceanu, Dodon și ceilalți care au mers și au promovat Vlah, Vitiuc, Zagorodni, care au mers și au privatizat hotelul Codru pentru Plahotniuc. După aceea vin alegerile parlamentare, vine 7 aprilie și la 7 aprilie probabil nu s-au așteptat niciunul, nici altul, că o să ajungă la asemenea consecințe grave, că o să ajungă la moarte de om. Și a apărut și frica de a fi demascat și respectiv de a răspunde. Și odată ce a apărut această frică, au trecut la etapa a doua, la uzurparea puterii de stat. Pot spune acum cu mâna pe inimă că din 2009 încoace, de la 7 aprilie, puterea în Republica Moldova este uzurpată de Plahotniuc împreună cu Voronin, după aceea cu Dodon și cu toți aceia care i-au cântat în strună și care au făcut cu el afaceri ilegale. Că am fost în alianță, toți am fost în alianță. Și prietenii mei au fost în alianță și noi și alții. Dar a fi în alianță este una și a te implica în afaceri ilegale este cu totul altceva. Lucru care anume ei l-au făcut în perioada 2009 încoace, de i-au permis să-și dezvolte activitatea aceasta ilegală și criminală până la urmă. În 2000, mai departe, lucrurile merg pe câteva direcții. Privatizări, furtul miliardului, laundromatul și setea de putere. Iată, cam astea au fost patru direcții pe care a încercat fiecare să se miște și să-ți promoveze agenda, în Parlament încercând să obțină pentru asta legi, că altfel nu se putea, mai trebuia obținute niște legi. Și în așa fel, Valeriu Guma propune modificarea de legii care anulează butonul roșu, asta s-a întâmplat în 2 iunie 2010, iar în decembrie 2010, Filat deja scoate la privatizare prima dată parcarea din fața aeroportului, care după aceea a luat ușor. Deja începeau relațiile în acest sens. La Banca de Economie, la etapa respectivă, erau credite neperformante de 400 milioane lei, acumulate din anii 90-2000, inclusiv acela de la Țop Anastase, inclusiv ale lui Greceanu, inclusiv firmele Sanin, ale lui care sunt pe lângă Dodon și așa mai departe. Tot ceea ce s-a adunat în acei ani. În 20 decembrie am spus să scoate și parcarea. În 30 decembrie se împart funcțiile, structurile de forță, iar Plahotniuc ajunge prin vicepreședintea Parlamentului, fără, practic, știința și susținerea Partidului Liberal. Adică ne-am pomenit în sală cu chestiunea asta, domnul președinte Nipa a explicat de mai multe ori. Foarte curios, faptul este că peste doar câteva luni de zile, în martie 2011, proiectul de lege cu privire la anularea butonului roșu, deconectarea butonului roșu de la CNA, este preluată de la Guma și este propusă prin hotărâre de guvern de către Vlad Filat și Alexandru Tănase. Iar nota informativă este scrisă de nimeni altul decât Viorel Chetraru de la CNA. Poftim. Deci Viorel Chetraru personal și cu Guvernul Republicii Moldova au propus deconectarea butonului roșu. Reconectarea a avut loc în anul 2014, după furtul miliardului. Ce a permis deconectarea butonului roșu? Scoaterea banilor masiv din Republica Moldova, fără ca aceste tranzacții să fie oprite, pentru că trebuiau să meargă conform noi legislații propuse de Guma și respectiv guvern prin judecătorul de instrucție. Și în felul acesta, în 2011, noi ne trezim cu această hotărâre de guvern din partea celor menționați, după care devine lege propriu-zis în 7 aprilie 2011. Deci, acest 7 aprilie, tragedia care am avut-o cu toții 10 ani în urmă, s-a transformat într-o atitudine de batjocură față de societate. Pentru că nu numai că nu s-a făcut dreptate tinerilor și a fost moșamalizate crimele și torționare au fost promovați în funcții, dar încă în această zi de 7 aprilie se votau fel de fel de legi care să favorizeze furtul miliardului. Iată, butonul roșu a fost votat anume pe 7 aprilie 2011. Și în ziua respectivă fiecare își ținea agenda. Noi ceream dreptate pentru tineri, Dodon lăsa campania Iubiți Moldova, Voronin acuza în continuare alianța de lovitură de stat și tot felul de lucruri din astea care să distragă atenția opiniei publice de la, iată, principala chestiune, deconectarea butonului roșu.
Grecian îi devenea în acea zi proprietar la Cojușnovin, după cum am spus în conferința de presă precedentă. În 12 iulie 2011, Filat spune că face el o conferință de presă în care spune, acuză Partidul Liberal este în opoziție față de PLDM și respectiv există o alianță în cadrul alianței, PL cu PD împotriva PLDM. Și în felul acesta el intră în dialog cu Voronin. Și aici a fost capcana care i-a întins-o Plahotniuc, de fapt. Pentru că în 2011 PLDM-ul s-a apucat să facă majorități în teritoriul cu comuniștii și Filat crede că îl poate atrage pe Voronin de partea sa în lupta cu Plahotniuc, iar pe noi ne consideră ca și cum ar fi de partea lui Plahotniuc, ceea ce a fost o greșeală. Pentru că noi n-am avut treabă nici cu unul, nici cu altul. Am vrut să fie corect pe dreptate și n-am vrut să fie înaintate legi de tipul privatizări, de tipul hoții, de tipul aeroport, de tipul bancă de economii. Cu atât mai mult cu cât Filar deja promova la banca de economii chestiuni legate de credite neperformante. Și ele creșteau și creșteau. Dacă la început erau 400 de milioane, după aceea s-au făcut 600, după aceea s-a făcut 1 miliard. Spre sfârșitul anului 2011 deja era vorba despre 1 miliard de lei. Inițial credite neperformante. Și acolo au fost câteva firme mari care au luat. Tomai lui Argo, firma de benzinării care a Varic Schimb, care a falimentat după aceea, și Parmise State Holding. Toți împreună, ăștia trei, au luat circa câteva sute de milioane sau chiar un miliard de lei. Plus erau acelea mai vechi. Și Gachkevici, care era moștenit de la comuniști, aranja în continuare lucrurile așa cum vroia primul ministru de atunci. În anul 2011, după ce are loc această demonstrație de forță din partea lui Filat și el trece ca și cum în dialog cu Voronin de a îndrepta cravata prin Parlament. Începe, de fapt, intrarea pe pista greșită care l-a dus la arestul din 2015. Și o să vedeți cum. Dar în 16 septembrie, de exemplu, are loc nunta lui Lanșor la Palatul Republicii și tare mare mi-a fost mirarea și atunci și astăzi în continuare. Că la acea nuntă au participat toți. Și Voronin, și Urechean, și Tănase, și Ducinski, și Platon. Și toți aceia care, într-un fel sau altul, au avut treabă în chestiunea cu miliardul după. Mai târziu, în anul 2011, spre sfârșitul anului, prima dată, 9 decembrie 2011, guvernul aprobă, iată aici, hotărârea numărul 937, prin care se scoate la privatizare aeroportul. Deci aeroportul a fost scos la privatizare nu în 2013 prima dată, dar în 2011, 9 decembrie. De pe atunci se dorea scoaterea la privatizare a aeroportului. Doar că era nevoie de modificarea legii cu privire la deetatizare. Și în acest sens se votează o hotărâre de guvern care prevede modificarea listei acelea din 2007 și excluderea din ea a circa 80 de clădiri și întreprinderi, astfel încât acele excluse din lista cu privatizare interzisă să ajungă să fie propuse la privatizare, inclusiv aeroportul Chișinău. Asta a făcut-o fără știrea PL-ului, cel puțin, Partidul Liberal Democrat cu Partidul Democrat. Și clar lucrurile acestea le aranjau Filat cu Lazăr. Anume Filat cu Lazăr. Pentru că toate aceste proiecte de hotărâri de guvern au fost pregătite de Lazăr și notele informative sunt semnate de Lazăr și așa mai departe. Mai mult decât atât, la sfârșitul anului 2011, iată această hotărâre unde ei scot la privatizare din nou aeroportul. Tot atunci, la sfârșitul 2011, mai scot ei o minune în fața Parlamentului. Dar iată un raport al Ministerului Economiei. Lazăr spune că nu a fost pregătit furtul miliardului. Iată un raport al Ministerului Economiei din anul 2011. Unde, pe ultima pagină, sunt scrise recomandări. Acestea care sunt evidențiate vizează aeroportul, Banca de Economii și Air Moldova. Și citesc de aici exact ce scrie. Efectuarea în luna septembrie 2012 și a unei analize repetate a situației din sectorul bancar, în perspectiva lansării procedurii de privatizare a băncii de economii. Cu îmbunătățirea concomitentă a managementului băncii. Deci în decembrie 2011, Ministerul Economiei propune privatizarea băncii de economii. Deja. În raportul de activitate pe 2011. Următorul punct. Elaborarea de Ministerul de Resort
a documente aferente procesului de privatizare a companiei Air Moldova, care în 2018 a ajuns după aceea prin mâna lui Plahotniuc. Mai departe, următorul punct. Realizarea planului de dezvoltare pe termen lung a aeroportului internațional Chișinău prin inițierea procesului de atragere a investițiilor necesare private, 150 milioane euro, prin parteneriat public-privat. Exact ce s-a întâmplat în 2013. Deci în 2011 ei aveau planul de a privatiza aeroportul, Air Moldova, Banca de Economii și mai departe aici mai scrie. ESA, Unic, Mol Telecom, Calea Ferată, CET1, CET2, Termocom, Red Nord, Red Nord-Vest. Ei toate le aveau puse în plan din 2011. Și chiar adoptate hotărâri de guvern în acest sens. Tot în 2011, la final de an, la sfârșitul, ultimele ședințe, ca să nu mai înțeleagă lumea, să fie iarăși luată pe nepregătite și să aibă dispoziții de sărbătoare, se duc în Parlament, prin care anulează gajul la credite și promovează o hotărâre de guvern și respectiv o lege, simplu, prin demodificarea unor acte legislative. Nu exact se explice despre ce e vorba. Așa se cheamă. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative. Ia și te lămurește ce e acolo. Și sunt numai modificări, modificări, modificări. Dar cel mai importantă modificare, dincolo de chestiunea cu gajul, și asta a prezentat-o Calmâc în prima lectură, asta a fost 23 decembrie 2011, și în a doua lectură, s-a votat în vara lui 2012, atunci când s-a votat și condamnarea crimelor comuniste în Parlament, la ultima ședință a Parlamentului din vara lui 2012, când Partidul Liberal era ocupat cu condamnarea crimelor comunismului, alții erau ocupați cu alte chestiuni și respectiv Plahotniuc și-a promovat această chestiune prin care să nu mai fie nevoie de gaj la credite. Vă amintiți legea din 2006? Care prevedea recreditarea. Iată, datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea. Iată vine și completarea. Ca să crească datoria de stat, ca să fie furate miliarde, promovăm lege prin care gajul să nu fie obligatoriu la creditele mari, că la creditele mici nici nu este. Se schimbă cel mai important. Se face un articolul ăsta, 32 din legea cu privire la bănci, n-a fost modificat din 95. Și prima modificare s-a făcut în anul 2012. Deci, timp de cât? Mai mult de 15 ani. 17 ani. Nu s-a modificat. Deconectarea butonului roșu a făcut posibilă laundromatul, iar modificarea acestei legi cu privire la credite, care înlocuiește cuvântul cheie, banca cere credit, cere gaj, cu cuvântul banca poate cere gaj, dă posibilitate să apară credite neperformante cu duiumul. Și la Banca Socială, și la Unibank, și la Banca de Economie, și la altele, dacă nu sunt responsabili proprietari. Deci, Plahotniuc, pas cu pas, și-a clădit legislația, ducându-i din pe ceilalți și dându-le, distrăgându-le atenția cu alte chestiuni. Iată, această lege a dat posibilitate, cu toate că în Parlament și peste tot s-a prezentat cu totul altceva. S-a prezentat că gajul poate fi valorificat printr-un contract la notar. Da, asta nu e o problemă. Însă, pe lângă valorificarea la notar a gajului, fără titlul executorului din instanța de judecată, cel mai important lucru era modificarea articolului 32 din legea cu privire la bănci. Și dacă articolul 32 înainte avea două rânduri, două propoziții, că trebuie să fie solvabil debitorul, trebuie să aibă credibilitate și banca cere gaj, atunci, acum, iată așa e de mare articolul 32 din legea cu privire la bănci. Numai că nu conține aceste condiții imperative, nu mai conține chestiunea legată de a cere gaj, ci spune poate. Uite, vă citesc exact cum spune. Rambursarea creditului poate fi garantată prin gajul bunurilor mobile sau imobile, ipotecă. Poate fi garantată. În legea precedentă era banca cere gaj. Iată, în felul ăsta s-a pus baza pentru a putea fi date credite neperformante. Între timp, la Banca de Economii, la sfârșitul anului 2012, creditele deja au ajuns la 1 miliard de lei.
Doar că în mare parte erau controlate de Filat, pentru că Filat avea Consiliul de Administrație la Banca de Economii, prin Bodiu, prin ceilalți, prin Ministrul Finanțelor, prin tot Consiliul de Administrație și în mod administrativ, de la nivel de prim-ministru, evident, el dirija cu procesul de acordare a creditelor pe interese sau cum, asta deja nu mai știu. Dar cert este că creditele neperformante în perioada cât Banca de Economie a aparținut statului, 56%. Aici, cu siguranță, a fost mâna a guvernului, a conducerii politice și așa mai departe, aceia care au controlat. După ce trec aceste epizoade, fiecare mai departe insistă pe ceea ce vrea, pe ceea ce a vrut dintotdeauna. Și în iunie 2012, după ce în decembrie deja Filat odată a scos o hotărâre de guvern, hai să facă, privatizeze aeroportul, în iunie 2012 mai scoate o hotărâre de guvern, iară cu privire la aeroport. A doua. Nu se oprește nici de cum. Deci aeroportul li s-a pus pata. Stă în lista, în lege scrie că este interzis aeroportul, sunt alte 400 de bunuri spre privatizare, pe acelea nu vor să le privatizeze. Ei vor numai aeroport, Air Moldova, Banca de Economii. Astea trei, cum am spus, borcanul de miere. Altceva ei n-au văzut în acești ani. Numai Banca de Economii, aeroportul și Air Moldova. De acum celelalte, Codru și celelalte, parcă nici n-ar fi nimic în comparație cu astea. Și toată activitatea politică și toată sfada, toate conflictele au fost în jurul acestei trei mari obiective. Banca, aeroportul, Air Moldova. Adică Voronin a luat-o de la Țopa și Năstasă în anul 2000, Air Moldova, și în anul 2008 deja i-o împingea lui Plahotniuc și în 2018 Plahotniuc a și luat-o. Iată de ce am spus că e grupare criminală. Lucrurile au mers așa, 2012, în conflict, practic, cu toate că se mai înțelegeau pe anumite laturi, și în sfârșit de 2012 se întâmplă tragedia din Pădurea Domnească. Da? Moartea lui Sorin Paciu. Asta a dus la o conflagrație, practic, politică. Chestiunea cu procurorul, cu celelalte, procurorul care a participat, a fost exploatată politic, evident. Și din nou, Filat a crezut că se poate îndrepta spre Voronin pentru a scăpa de Plahotniuc și din nou s-a înșelat. Pentru că în momentul în care era a rupt acordul Alianței pentru integrare europeană, nu a crezut că Voronin și cu Plahotniuc își vor da mâna ca să-l dea jos. Dar chestiunea asta a fost planificată de Plahotniuc încă din 2011, când l-a împins prima dată pe Filat, la Voronin să facă majorități în consiliile raionale. Și în felul acesta i-a pregătit capcana. Ca inițial să meargă pe ideea de a rupe acordul Alianții, de a încerca și a da jos pe toți dintr-o dată și a rămâne numai dumnealui cu banca mai departe, cu aeroportul, cu toate activele, cum era Voronin până în 2009. Și aici, alianța veche, cărdășia veche dintre Plahotniuc și Voronin a ieșit la suprafață. Pentru că până la urmă, deși au votat inițial pentru demiterea lui Plahotniuc din Parlament, imediat același a dat demisia din proprie inițiativă, și invers a votat deja PD-ul cu PCRM-ul să-l dea jos pe Filat din prim-ministru, după care să-i organizeze târșenia de la Curtea Constituțională, inclusiv prin Munteanu, care a fost la noi, și să-i pună acea hârtie pe data de 22 aprilie, astfel încât să nu mai poată candida Filat la funcția de prim-ministru, deși în acea zi el a mers și a cerut scuze de la Plahotniuc, că au spus că alianța s-a făcut, majoritatea este, PLR-ul de la noi s-a rupt, s-a dus și le-au asigurat majoritatea și așa mai departe. Și în felul acesta am ajuns în... Eu încerc doar pe scurt, e mult mai mult. Am ajuns în luna aprilie-mai 2013, când la Banca de Economii creditele neperformante erau de 1,5 miliarde de lei, când banca nu mai avea lichiditate și pentru asta, în anul 2012, șor a fost pus de Plahotniuc, după cum se vede, să împrumute de la bănci din străinătate, figurează asta în raportul Kroll, în rapoartele Kroll, sunt împrumute circa 80 de milioane de euro pe numele mai multor persoane, inclusiv Tauber și alții, o mulțime de firme de ale lui. Și aceste 80 de milioane de euro au fost împrumutate de șor ca să cumpere cu ele datoriile, creditele neperformante de la Banca de Economii, să facă o injecție de capital în așa fel încât banca cât de cât să mai supraviețuiască. Numai că
escrocheria a constat în faptul că aceste datorii, aceste împrumuturi luate de șor de la băncile din străinătate, prin persoanele sale interpuse, au fost plătite tot din credite, după aceea, tot din banii BEM, care și așa erau puțini. Și adică asta a contribuit și mai mult la devalizarea băncii de economie. Adică a fost o escrocherie. Dar în luna aprilie-mai, după ce a fiat, n-a mai avut posibilitatea să se întoarcă în guvern, nu știu de ce a acceptat. Iată, asta eu nu pot să o înțeleg. Deci deja, practic, de două ori, Plahotniuc l-a fentat, nu știu cum să spun. I-a întins capcane. Și în 2011, când a fost cu alianțele locale, cu Voronin, și în 2013, acum, când cu funcția de prim-ministru și cu a doua majoritate, și în 2012, când a fost primul conflict, primele rivalități, primele împărțiri de sfere de influență, deși pe anumite lucruri colaborau. Lazar pregătea proiecte de decizii, proiecte de hotărâri de guvern, le votau în guvern, mergeau, nimeni nu punea nicio întrebare. Ajungeau în Parlament, Parlamentul vota și ei își promovau cumva agenda. Pentru un interes, pentru al doilea, pentru al zecelea. Se vede clar din legile adoptate în perioada 2010-2012, în sensul ăsta. Și doar Partidul Liberal s-a opus și la legea cu privire la de etatizare la privatizare și la legea cu privire la aeroport și la celelalte care au apărut. Dacă observați, Comisia de Anchetă acum din Parlament vorbește exact cu cuvintele Partidului Liberal din anii 2010, 2011, 2012, 2013. Doar că ei încă au nevoie de timp să intre în detalii și în adâncul problemei. Noi le știm de atunci și ne este mai ușor acum să ne înțelegem și să le prezentăm. Respectiv, în aprilie-mai 2013, atât eu n-am înțeles de ce Filat a acceptat, neavând funcția de prim-ministru, fiind deja lovit și bagiocorit de Plahotniuc, să împartă cu el aeroportul și banca de economie. Pentru că ei asta au făcut. Leancă, în prima zi, de când a fost votat prim-ministru și guvernul a fost votat în Parlament, în acea zi el pune în agenda guvernului concesionarea aeroportului. Deși nu putea să o facă, întrucât legea cu privire la permiterea concesionării aeroportului a fost votată abia în luna iulie 2013, pe data de 12, în ultima ședință, când la 12 noapte, ceva de genul târziu, și a fost publicată în Monitor Oficial tocmai în 24 august. Despre asta au scris câțiva din presă. 2013. Adică, până pe 24 august, nici nu putea fi lansat concursul cu privire la aeroport. Pe când ei, pe 16 august, deja l-aveau finalizat. Deja era stabilit câștigătorul și urma să fie semnat contractul, a fost semnat pe 29. Dar a fost anunțat câștigătorul pe 7 sau pe 15 august. Deci, pe 30 mai, guvernul încalcă legea. Și scoate la privatizare aeroportul când nu putea să o facă, acest lucru fiind interzis de legea din 2007, care v-am prezentat-o aici, borcanul cu miere. De legea din 2007, pe care au votat-o comuniștii atunci și din care Voronin a scos numai Air Moldova, a scos-o în anul 2008. Codru și respectiv cafeneaua Parlamentului, care le-am menționat mai devreme. Banca de economie, la fel. V-am spus, în data de 19 iunie, suplimentar pe ordine de zi, fără avizul Ministerului Finanțelor, guvernul votează regulamentul care permite emisia de acțiuni la Banca de Economie. Toți miniștrii tac, uitați-vă la aceste înregistrări, sunt le-am pus astăzi pe Facebook. Un guvern întreg nu știe ce se întâmplă în ședință. Habar nu au. Numai Lazar și Culeancă știau ce se întâmpla. Se vedea, Lazar prezenta și vorbea așa, ca să nu priceapă nimeni. Iar Leancă se vedea că a citit conținutul și a spus la punctul 34, la punctul 37 să mai adăugăm locuri de muncă una alta. În rest, tot guvernul nu știe că se votează un regulament prin care se urmează să fure Banca de Economie. Asta este nivel de competență sau ei au fost complici? Că ori e incompetență, ori e complicitate. Uitați-vă la cele 4 minute și 7 secunde în care ei votează, în care aprobă, că nici nu au votat, au acceptat de unanimitate. Ori asta este de nepermis. Și acum eu mă adresez guvernului Sandu și personal doamnei Sandu să abroge ambele hotărâri de guvern pe care și dumneavoastră le-a votat. Și acea din 30 mai 2013 cu concesionarea aeroportului și aceea din 19 iunie 2013 cu privire la regulamentul care permite emisia de acțiuni. De ce? Pentru că amândouă s-au fost votate de guvern atunci ilegal și are tot temeiul să le abroge astăzi. Și în acest fel simplificăm problema cu aeroportul și cu Banca de Economie. Pentru că din momentul în care ilegal a fost început tot acest concurs și la aeroport și la Banca de Economie, automat toate celelalte acte sunt nule.
sunt lovite de nulitate absolută, pentru că guvernul n-avea voie să înceapă concursul la aeroport și guvernul n-avea voie să voteze acel regulament în plină criză cu Banca de Economii, când Parlamentul votase o hotărâre pe data de 21 iunie 2013, prin care obligă guvernul ca în 60 de zile să vină cu măsuri de stabilizare a Băncii de Economii, nu să o scoată la privatizare. Este o hotărâre de data de 21 iunie 2013, ca urmare a audierii raportului Reitman în Parlament, o chestiune propusă de Partidul Liberal încă în februarie 2013. Deci guvernul a încălcat ceea ce i-a prescris Parlamentul. Pentru că votarea regulamentului n-a însemnat propriu-zis declanșarea procedurii. Procedura s-a declanșat peste o săptămână sau două. Dar între timp a survenit hotărârea Parlamentului care a obligat guvernul să ia alte măsuri cu banca. Nu să o privatizeze în două luni. Acolo scrie în 60 de zile să o aduceți în regulă să puneți Consiliul de Administrație corect. În 60 de zile ei au privatizat-o pe 29 august. După aceea ce a făcut Curtea Supremă e altă șmecherie. Am să vă spun și acolo ce au făcut ei. În acest sens, guvernul are obligația, cel actual, să abroge aceste chestiuni. Să abroge hotărârea din 30 mai, privire la inițierea procedurii de concesionare a aeroportului și respectiv hotărârea din 19 iunie cu privire la regulamentul de emisie de acțiuni la BEM. Și uitați-vă, niciodată nu s-a vorbit despre votarea acestui regulament în guvern. Niciodată în 6 ani de zile, cât de bine au ascuns-o și au trecut toți. Unde le este obrazul lor? Tot timpul ne atacau pe noi, când buzunarul la placă timp cu altceva. Dar ei, de ce nu s-au opus acestor chestiuni? De ce au tăcut atunci în ședință? De ce au tăcut după? De ce tac până în ziua de azi cu privire la complicitatea lor la ceea ce s-a întâmplat la aeroport și la Banca de Economii? Ei nici în 2015, când deja Filat singur a recunoscut la tribuna Parlamentului și a spus: îmi cer iertare că am fost complice. El a recunoscut că a fost implicat cu placotiuc în treaba asta și atunci n-au recunoscut respectivii. Păi cum vreți, mai oameni buni? Așa nu este posibil. Dacă acceptăm ilegalitățile, persistăm în ele, mergem până și în ziua de azi, practic, și nu recunoaștem ceea ce a fost. Ce încercăm doar să dăm vina pe Partidul Liberal. Una, două, Partidul Liberal, Drăguțanu. Drăguțanu se răspunde și el ce a făcut. Să vedem, a informat, n-a informat în perioada asta cu creditele și așa mai departe. Să vedem ce a spune la comisia de respectivă. Nimeni nu-l apără, pentru că s-a văzut clar. Placotniuca băga oameni peste tot. Cum Drăguțanu a fost băgat, practic, să fie propus în cadrul Alianței tot pe Placotniuc cumva, că a ajuns soția lui acum deputat care și-a cedat demisia. Iată alt exemplu. Domnul Lupu Ion, vă țineți minte, de la Moțilva, de la Partidul Liberal. Nu cunoașteți pe nimeni în această poză, din tinerețe. Iată domnul Lupu, Ion Lupu, care a fost la Moțilva. Și iată Placotniuc. Vedeți? Este de pe un site unde Placotniuc își etala pozele din tinerețe. Și domnul Lupu a ajuns la Partidul Liberal, după cum se vede deloc întâmplător, că acum din nou la Partidul Democrat, adică la Placotniuc. Dacă n-a venit la noi, a cerut Moțilva deodată. Eu vin, mă apuc de filiala Nisporin, fac treabă, dar vreau Moțilva. Abia mai târziu am înțeles de ce. Ca să-i protejeze pădurile lui Voronin, Țiganca și celelalte, și respectiv ca să ajungă și pe la pădurea domnească. Să socializeze, să facă vânători, să-i apropie pe oameni. E clar, fără să se întâmple tragediile care s-au întâmplat. Dar asta este o metodă. Și așa a băgat oameni peste tot. Godea nu a fost băgat la PLDM, sau cel puțin scos. Stănasă n-a fost scos tot așa de la PLDM. La comuniști, Vitiuc, Zagorodnei, ăștia nu erau mari comuniști, au ajuns pediști. Sârbu n-a fost comunist și a ajuns pedist. Dar ce e acolo plin? Calmâc și toți ceilalți și Lazar n-au fost la comuniști. Dodon și Greceanu n-au fost la comuniști și au ajuns socialiști tot la Placotniuc, plătiți pentru votul pentru Timofte din 2012. Iată clasa politică, iată sărit un aer a clasei politice, toți implicați pe lângă Placotniuc, la afaceri ilegale, nu-i vorba numai de alianțe. Și asta trebuia să spună Filat în 2015. Și poate și acum. Din acest punct de vedere, noi am spus tot timpul, pur și simplu acum, punându-le cap la cap, lucrurile devin foarte clare, mai ales când te uiți în aceste legi. După aceea, în vara lui 2013, au urmat aceste proceduri ilegale de privatizare a aeroportului și a Băncii de Economii. În 29 august, după cum am spus, s-au semnat contractele. Și acolo, și acolo. În aceeași zi. În aceeași zi. E clar că a fost înțelegere. Una mie, una ție. În 8 august 2013 am susținut o conferință de presă. Și am spus că ei împart aeroportul și Banca de Economii și o să ajungă la Filat și la Șor. Nu știam la Placotniuc ce o să ajungă atunci exact. Aveam câteva informații și acele erau, până și la Bruxelles au ajuns acele informații. Conferința mea de presă din 8 august 2013. Vedeți că Filat a spus nu s-a știut înainte de 24 august că va fi Șor.
Păi adică eu am știut și Bruxelles știa și am spus și public, replica a fost Chirtoacă vorbește mult la fel ca și Unghisul. Nu-i port pică. Mi-e pare rău pentru ce îi se întâmplă și spun încă o dată, el ar trebui eliberat și să aibă un proces corect. La fel și Platon și ceilalți, pe care au fost judecați politic. Și primul care trebuie închis e Plahotniuc, următorul e Voronin, după aceea e Dodon. Ăștia trebuie închiși primii. Ăștia-s gruparea criminală care au dat peste cap Moldova din 2007 încoace. Ăștia-s cei care au făcut privatizările și au făcut toată legislația asta pe dos ca să le iasă lor toate hoțiile. Ceilalți sunt un fel de victime colaterale care s-au băgat și ei. Fie din poftă, fie din, știți cum a spus Alexandru Cazacu Dor din Italia, un reprezentant de diaspora noastră, foarte inspirat. El a spus cam așa, păi Filat n-a spus că a băgat mâna în miere. El a spus doar că s-a supărat pentru că a venit Plahotniuc și a luat borcan. Pentru că, în mod normal, ca să poți să afirmi ce s-a întâmplat cu Plahotniuc, trebuie să spui și prima parte. Din păcate, toți aceia, transfugii din Parlament, de la PCRM, de la PLDM, toți aceia care au aderat la Partidul Democrat, de la au făcut un mamut, un mastodont, toți au băgat mâna miere. Și nu vroiau ca cineva să vină să le ia borcanul. Numai că nu vor să recunoască prima parte cu băgatul mâinii în miere. De ce? Pentru că la fiecare băgat de mână în miere, Plahotniuc cu studioul video filmează, înregistrează, după care te șantajează. Dacă și noi am fi băgat mâna în miere, ne-am fi arătat și pe noi. Dar dacă n-a reușit să ne corupă, că ar fi vrut, ar fi încercat. A încercat chiar. Și cu apă canal și cu multe altele. Dar nu i-a mers. Și atunci a desemnat dosare penale și a mers la arest. De asta noi luptăm dur și nu avem nicio problemă. Și nu trebuie să alegem cuvintele și să spunem aproximativ, că n-am înțeles, că nu știm. Noi am fost în alianță politică până când ei s-au transformat în regim. Dar noi ne-am păstrat consecvența, verticalitatea. Noi n-am făcut ilegalități împreună cu el, așa cum a făcut, din păcate, PLDM-ul din 6 ani de zile în frunte cu Filat din 2009 până în 2015, ca la urmă să se pocăiască. Și ca mulți alții care s-au dus chiar la Partidul Democrat și după aia s-au pocăit și au ajuns prin blocul acum sau prin altă parte. Adică așa e mai bine, să faci ilegalități, să te implici cu respectivul în lucruri care nu sunt la locul lor, după care să te pocăiești și atunci e bine. Dar să reziști, să fii consecvent, este rău. Să te lupți cu această mafie de ani de zile la rând. Că din 2009 încoace permanent am demascat. Fie că ciocârlia din lui Voronin în 2009, fie că privatizările lui Dodon și cu Plahotniuc din 2011 în campanie electorală le-am spus că hotelul respectiv, Național, Codru, Parcul la Izvor, jumate de hectar privatizat ilegal, terenul acela din Tudor Vladimirescu. După aceea, ceea ce s-a făcut în 2014-2015, la fiecare campanie electorală, Grecian, Nicol, Svitvin, tot privatizările ilegale și devalizarea de la Banca de Economie. Nimeni n-a vrut să audă. În 2015, în Piața Mare Adunării Naționale, i-am acuzat public pe toți, Voronin, Plahotniuc, Dodon, Filat, toți ceilalți, de implicarea în toate aceste coții. Iarăși nimeni n-a auzit. Aud doar cei ce le-a convenit pe undeva. Și în 2017-2018, deja când s-a trecut la arest și la toate astea, se vedea clar că vor să falimenteze și primăria, am spus clar, este grup criminal organizat. Asta era 2018 deja. De 10 ani de zile constant ridică aceste probleme și nu se aude. Poate acum cel puțin s-a auzit. Pentru că am ajuns la punctul în care legile sunt probe. Nu contracte semnate pe undeva pe sub masă și fel de fel de lucruri făcute pe ascuns, dar hotărârile de guvern și legile Republicii Moldova sunt probe pentru acuzarea lor de uzurparea puterii de stat, de subminare a Republicii Moldova, de corupție și de toate celelalte. Legile, pentru că legile puse cap la cap arată intenția lor criminală de a hoți și de a fura. În 2013, după ce au făcut toate astea, Plahotniuc i-a dat impresia lui Filat că poate dirija mai departe cu Banca de Economie prin Șor. Șor a continuat să dea credite, să împrumute de peste hotare, să scoată bani peste hotare, de a ajuns într-un an și 4 luni de la o gaură de 1,5 miliarde de lei la o gaură de 15 miliarde de lei. Miliardul de euro despre care se vorbea. Într-un an și 4 luni, în special ultimele transferuri s-au făcut în noiembrie și cele mai mari, s-au făcut în noiembrie 2014. Și în această perioadă ce a făcut Șor? Și-a luat lui credite prin firmele lui, i-a dat lui Filat credite prin firmele offshore ale lui Filat și respectiv s-au pus bani deoparte pentru Plahotniuc. Ceea ce a apărut în rapoartele Kroll cu Plahotniuc, asta este că floare la urechi. Încă ce este grosul trebuie să apară.
Pentru că în ultimele zile din noiembrie 2014, înainte de alegeri, pe datele 20, 21, 24, 26, patru bănci comerciale din Moldova, Agro, Victoria, nu mai știu, încă vreo două, Moldincon și încă una, nu mai știu, au transferat pe conturile băncii de economie după ce Leancă a dat credit, a dat garanție de stat 9,5 miliarde de lei, băncile acestea au pus pe conturile băncii de economie un fel de plasament temporar, încă 3 miliarde de lei, care în două zile au dispărut, s-au dus peste hotare. La ordinul lui Plahotniuc, aceste 3 miliarde de lei din toate băncile comerciale au ajuns pe conturile băncii de economie și după aceea prin șor au fost scoase peste hotare. Într-un fel, șor a devenit după 2009 cam ce era Plahotniuc pe vremea lui Voronin. Pentru că pe vremea lui Voronin el era cu politica, iar Plahotniuc era cu afaceri. Executa chestiuni, privatizări și toate celelalte. Atacuri Raider și alte chestiuni. Iată că după 2009, Plahotniuc intrând în politică, i-a trebuit o persoană care să fie neimplicată ca și cum în politică și să facă toate aceste atacuri Raider și falimente și hoții din mediul business-ului. Și l-au găsit pe șor, care el era falit, care era plin de datorii și cu băncile cele două, Unibank și Banca Socială, puse pe burtă, doar cu niște afaceri moștenite de la taicăsul care cel a făcut ceva, în rest, șor nu se descurca. Și atunci, ce au făcut? L-au încălțat de 80 de milioane de euro, l-au pus să împrumute acele 80 de milioane de euro de peste hotare ca să facă lichid Banca de Economie, măcar pe termen scurt, după care, împreună cu toată camarila lui Plahotniuc, au dat lovitura de 1 miliard de euro, în așa fel încât șor să-și recupereze și acele 80 de milioane. Și aici au lucrat clar că era loc tot ceilalți și s-a început, unul dintre contributori, ca să spunem așa, a fost Gleb Soroca, care a fost administrator la Gheocel Dal, în parcul la Izvor, restaurantul. Acela a fost implicat cu Iarolov când devalizarea Bancosind în anii 90. Și de acolo băieții s-au antrenat și aici au dat lovitura mai mare. După cum am spus, din acest miliard, din 15 miliarde, și în Kroll este o parte, dar 300 de milioane de euro, în Kroll încă nu sunt arătate, Kroll încă n-a înțeles ce s-a întâmplat cu ultimele 300 de milioane. Transferurile nu le-a găsit. Dar aici a fost cam în felul următor. Șor, pentru că a executat toate aceste ordine de la Plahotniuc și a luat partea lui de bani, mai mult sau mai puțin, asta trebuie calculat exact, lui Filat i-au dat o parte ca să-l poată incrimina și respectiv să-l poată condamna pentru implicare în credite neperformante, ca și cum. Că aici ele devin neperformante după cum vrea Plahotniuc. Vrea să fie performante, nu vrea, vrea altfel, sunt performante, strict la cum i-a fost dorința să le vadă. Și rămâne partea care și-a luat-o lui, pentru că deja au fost transferuri la firmele din Cipru, Mavogan și celelalte, lui Cristos Constantinu i-a fost transfer, la Otivuri au fost transfer firmele lui din Olanda. Deci, aceste lucruri deja sunt constatate prin aceste rapoarte Kroll. Transferurile au avut loc, pentru că rapoartele Kroll nu-și cunosc oamenii. Rapoartele Kroll văd cifrele și conturile. Și de la cifre și conturi ajung la oameni. De asta au ajuns întâmplător la Pavlicenko, pentru că Pavlicenko, al lui Șor de la aeroport, seamănă cu Pavlicenko și internetul i-a dat în căutare, i-a dat Pavlicenko. Dar, de fapt, e Pavlicenko care l-a sponsorizat pe Șor în campanie. Însă, la sfârșit de 2014, ce trece prin capul lui Plahotniuc? Să anuleze, prin hotărârea Curții Supreme, să anuleze toată chestiunea cu Banca de Economie și banca să revină în proprietate de stat și toată gaura de un miliard să fie pusă pe seama bugetului, mai ales cu miliard de euro, mai ales 3 miliarde de lei, proaspăt furate în ultimele 3 zile dinainte de alegeri. Pentru că toate astea s-au întâmplat 26 noiembrie, când lumea era cu dispoziție de campanie electorală și nu știau pe cine să voteze pe 30 noiembrie. 27, imediat a doua zi, Curtea Supremă anulează tot ceea ce s-a întâmplat la Banca de Economie, pune tot în poziție inițială, Filat rămâne cu ochii în soare, fără bancă. Creditele de o dată devin neperformante. Creditele sunt puse pe seama bugetului, adică pe seama cetățenilor, și automat toți cei care au luat bani de la Banca de Economie, automat trebuie să răspundă în fața legii. Numai că, din nou apare chestiunea cine controlează procuratura. Procuratura o controlează Plahotniuc, judecătoriile Plahotniuc, respectiv răspunde numai cine vrea Plahotniuc, nu toți cei care au luat bani. Adriana Bețișor a văzut raportul și Morari și Carunjă. Au văzut din 22 de martie 2018 că numele lui Plahotniuc figurează în raportul Kroll. Și acum, în interviurile la presă, ea ce a spus? A, păi acolo, n-a spus numele Plahotniuc, dar a spus, acolo sunt doar tranzitul banilor, dar nu este clar dacă e beneficiarul final sau nu, nu putem pronunța. Adică, în alte cazuri, v-ați putut pronunța cum a fost cazul Filat sau Platon sau nu știu care. Dar dacă e vorba de Șor și Plahotniuc, nu vă puteți pronunța. Deci, la Filat și la Platon vă pronunțați, dar la Plahotniuc și la Șor nu. Îți de neatins. Nu este clar. De ce?
Pentru că toată procuratura, nu toată procuratura, dar mulți din procuratură, mulți din justiție primesc și primeau cel puțin până cât era Plahotniuc, primeau bani în plic, salariu, ca să-i țină în felul acesta. Și evident că de aici Plahotniuc avea nevoie să pompeze cât mai mulți bani în imperiul acesta lui financiar și imobiliar, ca din el să plătească toată această structură mafiotă a lui și să se mențină în modul acesta artificial la putere. Doar că astea sunt floricele, cum s-ar spune. Grosul banilor. De ce au avut nevoie ei să fure miliardul? Haideți să ne punem întrebarea logică. Ce să faci? Câte șampanii poți cumpere de 500 de euro? Câte vile poți iei în Elveția sau în Cipru sau în altă parte? Nu. Grosul banilor. Ei îl vedeau investit la aeroport, la Air Moldova. Acolo trebuie căutat acum miliardul. Pentru că ei la aeroport scrie în hotărârea de guvern promovată de Lazar 200 de milioane de euro trebuie să bage. Iar ăsta este un business pe 100 de ani înainte, aeroportul. Fluxul de pasageri crește, lumea din ce în ce mai mult preferă avionul pentru că n-are sens să te cari cu microbuzul 2000 de kilometri o două zile să te omori pe drum. Prețurile sunt comparabile, deja este accesibil pentru cetățeni. Și atunci, evident că este un business de milioane, de sute de milioane, dacă nu de miliarde. Air Moldova la fel. De ce a apărut Fly One în Republica Moldova? Și acum este Fly One, dacă tot nu a luat Plahotniuc, cu Cebotari împreună? Pentru că el pune pe diversi oameni. Sau șantierul cu Casa Știința de pe strada București, care a venit Andronache la mine la audiență. Tot e Plahotniuc. Sau Oasisul, care de la în locul sindicatelor. Tot Plahotniuc. Și o mulțime de alte șantiere. Arena Chișinău și așa mai departe. Banii furați din bănci, pentru că banii nu-i poți printa la imprimantă. Nu-i poți ca să-i faci mulți dintr-o dată. Nu-i poți scoate la tipărniță. Nu se permite. Inflație. Nu, Moldova nu poate tipări bani. Nu suntem Statele Unite să tipărim dolari. Să te duci, cum s-au dus ăștia la Moldagro Bank, la Groen Bank, la Buiucani, să spargi safe-urile și să iei de acolo câteva milioane, asta pentru ei este joc de copii. Da? Nu merg la așa ceva. Ce facem? Luăm băncile în ansamblu. Nu spargem câteva safe-uri. Și le luăm, scoatem banii de acolo, îi pompăm în proiectele mari investiționale, care echipurile s-au făcut transparent și democratic, cum a spus Lazar în ședința de guvern, și după aceea ne devenim eroi în fața poporului, că uitați cum am dezvoltat economia și așa mai departe. Numai că acesta nu mai este stat. Asta este grupare criminală mafiotică, care a extras activele de stat și le-a făcut proprietate privată, iar pe cetățeni îi face argați la propriile firme. Și de asta a fost scopul de a fura miliardul și de asta s-a pus baza legală din 2006, pentru că de atunci Plahotniuc cu Voronin au pus la cale, după două mandate de președinte, Voronin, da? După 70 deputați în Parlament, de ce să lase el pe alții să conducă Moldova? Dacă el poate extrage activele de stat, poate să le facă private și respectiv, prin Plahotniuc și alții, poate să facă în așa fel încât cetățenii să lucreze și el să conducă mai departe din mediul privat. Iar statul să fie nimic. Un birou notarial unde se legiferează documentele care le vor ei. Pentru că până la urmă guvernul și parlamentul, toți acești ani, din păcate, la proiectele importante, cum aceia dădeau din urechi la ședințe de guvern și habar n-aveau ce să votează, asta făceau. Legiferau intențiile lui Plahotniuc, care lui Filat, dar în special al lui Plahotniuc, că Filat n-are reușit tare să-și promoveze. Și iată cum s-a făcut. Lege cu lege. Și vă spun, am 20 de pagini, cel puțin, de mențiuni, de hotărâri de guvern și legi. Și asta trebuie să prezint ori întregi, pas cu pas, ca să se vadă unde și cum s-au făcut toate aceste escrocherii ca să ajungă Republica Moldova dintr-un stat într-o structură, practic, privată la cheremul lui Plahotniuc și Voronin. Că ei au început totul și ei, iată, astăzi sunt bine mersi. Sau, mă rog, au fost până luna iunie, la început. Și Dodon este parte a încrengăturii lor. Este parte din această grupare mafiotică. Și care a încercat acum să scape, dar el rămâne cu ceea ce a făcut ilegal împreună cu ei și acum va încerca să-și implementeze propriul regim. Băgând la procuratură omului, băgând la CNA omului, ca nimeni să nu se atingă de el, cu 700.000 de euro pe lună din Rusia pentru partid, de Greceane cu 5 milioane de euro de la Banca de Economii, de Melnic cu mătru de la Șor și așa mai departe. Și de mulți alții care au fost implicați în ilegalități. De asta s-a făcut și furtul miliardului și privatizările, pentru că ele sunt legate între ele. Privatizările au fost necesare ca să pui mâna pe proprietăți bune. Cum am spus, iată,
De 10 ani de zile, de 15 ani, toți sunt vârf la Banca de Economie Aeroport Air Moldova. Nu interesează toate celelalte. Cinematografic, ce mai sunt pe acolo? Fel de fel de construcții. Și în același timp le-au trebuit bani din bănci, ca scoțându-i din băncile respective, furându-i tot cu bănci, și punându-i pe umerii cetățenilor pe următorii 25 de ani, prin acele 15 miliarde de garanții care le-a dat guvernul Leancă și Gabrilici. Cu acești bani să-și poată dezvolta aceste business-uri, aceste active privatizate pe nimic de la stat. Iată crima în ansamblu cum a avut loc. Și din acest punct de vedere, iată vă spun încă o dată unde trebuie căutați acum, căutat miliardul. Rapoartele Crolos arată, dar trebuie căutat acum la aeroport, la Air Moldova, la Fly One, la Noble Air, la șantierele respective din Chișinău, Casa Știința, Oasis, Codru, Arena. Apropo de Codru, nu numai Codru, dar și băncile sunt ale lui Plahotniuc. Și Victoria, în continuare, care este în România, prin Banca Transilvania, și Moldagro în Bank, prin firmele offshore și respectiv din Statele Unite, că nu știu nici de actualii directori cine este acționar la bancă, cu vreo 20-30%. Acțiunile luate de la Platon în anii precedenți, prin 2016, le-a luat, de fapt, Plahotniuc și le-a scris pe numele lui și împreună cu corporațiile internaționale și le-a băgat în Statele Unite. Moldincom Bank, la fel, a făcut, le-a scris în Bulgaria. Tot în Bulgaria se găsește cetățeanul care e proprietarul aeroportului Chișinău și îl deține pentru Plahotniuc. Deci nu e vorba că hotelul Codru a fost vândut de Plahotniuc Moldagro in Bank. Este vorba că Plahotniuc a cumpărat Moldagro in Bank și respectiv acum are și hotelul Codru și Agrobank și cu banii de la Banca de Economie în loc de hotelul Codru își face altceva, o altă clădire. La fel cum a făcut cu cafenea o Guguță, ci că i-a vândut-o lui Ciuhri. Nu, tot ia lui Plahotniuc. Numai că a pus-o pe numele lui Ciuhri ca să nu-i sară lumea în cap că vroia să fie prim-ministru. La fel cu la Izvor, restaurantul de acolo și cu toate celelalte imobile. El n-a dat un cap de ață la nimeni. El tot timpul doar a făcut prin rotație, a schimbat proprietarii. Respectiv, trebuie căutat mai departe miliardul. La vilele respective din Elveția, din Franța, din Mont Blanc, România, proprietățile lui Șor de prin Rusia, de peste tot, inclusiv Statele Unite și așa mai departe, sediu PD, Orheilen, Cipru, Gibraltar, Bahama, Samoa, aceste offshore-uri unde și-a ținut el și-și ține activele, în Statele Unite, în Emiratele Arabe mai nou. După cum am spus, băncile, Victoria Bank, Agroin Bank, Moldincom Bank, toate acestea astăzi sunt ale lui Plahotniuc. Așa cum din 2005 a atacat Victoria Bank și a luat-o, exact așa cum i-a deposedat, l-a deposedat pe Platon de Agroin Bank, acțiuni și respectiv de Moldincom Bank. Numai că am mutat aceste acțiuni din Rusia, unde erau ele, în vest, în Statele Unite, în Olanda, a făcut fel de fel de firmulițe. Le-am văzut și fondatorii și tot, împreună chiar și cu Berde. Și aici a fost înțelegerea lui Plahotniuc cu americanii. Eu stabilizez sistemul financiar bancar, în schimb, voi mă susțineți. Numai că americanii au zis că susținem, dacă e democrație. Și în momentul în care a făcut dictatură, s-au dat și americanii la o parte, pentru că europenii de mult se dăduse la o parte, mai ales după anularea legilor din Chișinău. Și aici, cumva, i-ar dat în fie lipsa de modestie, dar da, a fost presiunea asupra mea, să nu-mi dau demisia, să le cânt în strună, n-a mers. Cu toată presiunea, cu toată amenințarea că voi fi arestat, că voi fi închis și așa mai departe, și acum să mă închide cine vrea și Dodon și ceilalți, că Dodon a spus că voi fi arestat primul. La înțelegere cu Plahotniuc Lacă. Dar mi-am dat demisia, am provocat alegeri anticipate, ei nu s-au așteptat la asta, nu le era în plan. La ei planul de senat pe luni, pe ani de zile, Filat Corect spunea atunci în Parlament în 2015. Și asta le-a dat peste cap planurile. Asta i-a dus în situația în care au fost forțați să anuleze alegerile locale, pentru că le câștigase Năstase și lor nu le convenea că se crește pentru alegerile parlamentare un val. Au forțat parlamentarele așa cum l-au forțat, dar până la urmă s-a ajuns, iată, la această alianță PSRM acum, numai că ceea ce fac ei deja nu-i bine. Ei trebuie să țină aparte. Faptul că guvernul și Maia Sandu devine agent electoral pentru Dodon la alegerile prezidențiale, cum a fost acum la Comrat, asta nu este în regulă. Dar mă rog, despre asta aparte. Și celelalte care le-am spus, plățele care le-au făcut pentru judecători, procurori și pentru a ține tot imperiul. În linii mari, dacă pe scurt, fără să intrăm în toate detaliile, cam așa au stat lucrurile în ăștia 10-15 mari. Și din acest punct de vedere, fără supărare, dar mă adresez lor în felul următor. Din numele tinerilor de la 7 aprilie, din numele acelora care au fost închiși în comisariate, schingiuiți, bătuți, torturați, din numele lui Boboc Valeriu, care a fost omorât în Piața Mare Adunării Naționale, a lui Țibuleac, care a fost aruncat de la etajul 4 a Parlamentului, acuz public
pe Voronin, Plahotniuc, Dodon, Greceanu, Botna, Zubic, Papuc, Gumeniță, până și Pierjul, executorul de rând, și toți ceilalți, Cociorbă, Jezdan, care au purtat epoleți în acea perioadă, Reșetnicov, toți aceia care au fost implicați în torturarea tinerilor de la 7 aprilie, îi acuz de omorârea lui Valeriu Boboc și a lui Ion Țibuleac. Îi acuz de moartea acestor oameni. În 10 ani de zile am așteptat procuratorul, Ministerul de Interne, să facă lumină, să facă dreptate. Nu! Au ascuns. De ce au ascuns? Pentru că iată cine-s făptașul, iată cine a comandat distrugerea Plahotniuc, a președinției și a Parlamentului. Și Voronin a comandat atacul în Piața Marelui Naționale. De a dus situația la sânge și la moarte de om. Și această grupare care am menționat trebuie să răspundă pentru crimele de la 7 aprilie, anume în ordinea în care am expus-o, inclusiv și Lupu, care a fost acolo și tot așa acoperit, Voicu, care acum e ministrul de apărare, și ceilalți care au acoperit crimele regimului. Ei toți știau că au fost omorâți doi tineri. Și dacă în 10 ani de zile nicio autoritate publică n-a fost în stare să scoată la suprafață aceste crime, nu ne rămâne altă soluție decât să acuzăm public din numele acestor tineri. Ca cel puțin moral, cel puțin simbolic, lor să le se facă dreptate știindu-se cine sunt persoanele acuzate, cine sunt vinoveții de această chestiune. Că este evident. Nu mai trebuie niciun fel de dovezi. Din toate părțile se vede cine și cum a organizat 7 aprilie deja. Și în al doilea rând, din numele deja a tuturor cetățenilor Republicii Moldova și a municipiului Chișinău, care m-au votat 3 mandate la rând, și a tuturor acelor care au votat Alianța pentru Integrare Europeană, dar și cei care au votat comuniștii și socialiștii și toți ceilalți, acuz public grupul criminal organizat, gruparea criminală, în frunte cu Plahotniuc, Voronin, Dodon, Greceanu, Gachkevici, Reitman, Guma, Șor, dar și cei care le-au ajutat, precum Lazar, Iaralov, Calmâc, Lupu, Leancă, Gaburici, Candu, Filip, Deacov, Cebotari, Botnar, Bondarciuc, Vlach, Vitiuc, Zagorodni, Popa, transfugii din PCRM, transfugii din PLDM și aceia care și de la noi s-au lipit de ei. Procurori, în funcție cu care au fost de la bun început, Zupcu, Gurin, Urechean, care a vândut funcția, Harunjen, Morar, Bețășor, Chitoroagă, Chetraru, Zumbreanu și toți aceia care au protejat acest regim. Pe toți vă acuz de faptul că în mod organizat, din 2005-2006 încoace, ați distrus intenționat Republica Moldova, ați subminat-o, ați făcut uzurpare de stat, de putere de stat împreună din 2009 cel puțin încoace. Deliberat ați devalizat Banca de Economii și ați privatizat aeroportul, Air Moldova, celelalte active de stat pe nimic. Și ați cauzat plecarea a zeci de mii și a sute de mii de oameni psihotari. Asta este ceea ce ați făcut voi și voi trebuie să răspundeți în fața legii pentru asta. Când o să avem lege și instanță de judecată și toate celelalte. Dar este evident că anume în asemenea mod s-au deluat lucrurile și de asta a dispărut acest miliard. Și problema că nu e numai un miliard. Problema e că pe lângă acest miliard mai sunt vreo 2 miliarde datorii la gaz și mai sunt vreo 7 miliarde de euro tot. Datorii externe a Republicii Moldova pentru fel de fel de împrumuturi luate din 90 încoace. Și în total, nota de plată pentru cetățeanul Republicii Moldova e la vreo 10 miliarde de euro. Pentru toate guvernările ineficiente și de acum colac peste pupăză, 1 miliard de euro furat acum în ultimii ani. Prin Șor, Plahotniuc și respectiv cu implicarea și celorlalți, cum am spus, care au devenit până la urmă victime colaterale, inclusiv Filat, Platon și ceilalți. Dar ei altfel, cu ei altfel deja trebuie de procedat, pentru că a fost nedrept așa cum s-a întâmplat inițial. Prin asta a fost subminat și cursul european al Moldovei. Prin asta a fost dată peste cap, în general, tot ce a mai rămas din bucata asta de pământ. Prin asta a fost distrusă speranța oamenilor într-o viață mai bună în ziua de mâine. Și acum Moldova trebuie strânsă pe bucățele, din cioburi, trebuie strânsă înapoi și poate făcut din ea ceva. Ca să poată funcționa, măcar pe termen mediu, de acum încolo.
Dodon și Voronin, dar în primul rând Voronin și după aia Dodon, amândoi trebuie judecați și pentru înaltă trădare de stat, pentru că au deținut și respectiv deține funcția de președinte Republicii Moldova. Și au fost implicați până la gât cu Plahotniuc în toate aceste hoții. Noi am fost numai în alianță, noi nu ne-am implicat în nelegiuiri. Și chestiunea asta, într-o bună zi, dintr-o acuzație publică, făcută, da, de o modalitate, până la urmă, revoltătoare, din cauza tot ce s-a adunat în acești 10-15 ani, că eu m-am întors acasă în 2003, să schimbăm lucrurile spre bine. Nu să ne trezim în toată această mocirlă. De aici trebuie să ajungă la un proces adevărat, așa cum a fost împotriva naziștilor, împotriva teroriștilor, așa cum trebuie să fie împotriva regimului comunist sovietic, așa trebuie să fie proces și împotriva lor, împotriva celor menționați. Și a tot întregului putregai, care toți anii ăștia s-a plodit în Republica Moldova. Aș mai avea multe de spus, dar am luat și așa mai mult de o oră din timpul care de obicei este alocat unei conferințe de presă. O să caut posibilitate pentru a prezenta punctul lucrurile acestea. O să văd, nu știu, poate la universitate, poate în cadrul nu știu, unui eveniment public, ce în conferință științifică, poate chiar la Academie de Știință, dar cu siguranță am tot tabloul de la un capăt la altul cu privire la toate aceste hoții și clasa politică, după cum am menționat, implicată practic toată în această chestiune. Și din ce în ce mai mult, dacă se va spune, lucrurile se vor așeza la locul lor. Și asta, așa nu va însemna săritul în aer. Demascarea tuturor acelora care au făcut ilegalități cu Plahotniuc împreună. Și atunci ei de la sine vor dispărea treptat. Cetățenii nu-i vor mai susține, nu-i vor mai vota și plus la asta poate vor exista și procese penale în care ei se răspundă. Că stau și cozuresc. Mulțumim. Poate a fost foarte complex, nu știu, dar asta este realitatea și încă nu-i tot. Întrebări dacă sunt? Atunci, până la ocaziile viitoare, când o să mai abordăm, probabil, subiecte din acestea. Dar în cazul în care Guvernul nu abrogă aceste hotărâri, care le-am spus în timpul conferinței, noi ne rezervăm dreptul să atacăm în judecată Guvernul Republicii Moldova actual pentru faptul că nu oprește ilegalitatea pornită de Plahotniucul Filat în anul 2013. O să ne adresăm Guvernului și dacă ei nu abrogă aceste hotărâri care le-am menționat din 30 mai 2013, respectiv din 19 iunie 2013, vom ataca în judecată Guvernul. Pentru că ele au fost emise ilegal și trebuie aduse la etapa inițială totul. După aceea, alte modalități vor fi de pedepsirea celor care le-au promovat și respectiv care au făcut prejudiciu. Dar asta, în mod normal, trebuie făcut. Și decorațiile trebuie retrase. Vă dați seama, Lazar a fost decorat pe 19 iunie 2013, în ziua în care a promovat regulamentul pentru distrugerea băncii de economii. Numai a fost votat în guvern regulamentul cu privire la devalizarea băncii de economii, respectiv pentru emisia de acțiuni. Și în aceeași zi a fost decorat de Timofte cu gloria muncii. Și a muncit omul, a propus distrugerea băncii de economii și a primit gloria muncii. Peste jumătate de an Filat primește Ordinul Republicii, peste încă jumătate de an, iată mâine 5 ani, 23 iulie, se plinesc 5 ani de când tot guvernul respectiv, inclusiv și Plahotniuc și Parlamentul și liderii de fracțiuni și așa mai departe, au fost decorați. Chipurile pentru libera circulației. Numai că libera circulației în Europa și ei trebuiau decorați, europenii, nu moldovenii care au furat Banca de Economii și aeroportul. Și tot îi se reau în capul domnului Dimpu. Pentru că el mai expoziv, mai emotiv, poate mai greu explica lucrurile acestea. Și foloseau această explozie a dumnealui pentru a deturna, de fapt, atenția de la ceea ce era. Dar decorațiile astea trebuie anulate și ele. Cum adică? Au furat miliardul, au furat aeroportul, au distrus Banca de Economie, Unibank și Banca Socială și decorați încă pe deasupra. Dar asta cu Lazar decorat chiar în aceeași zi în care el promovează distrugerea băncii de economii. Și ați văzut că tot a fost planificat, v-am prezentat documente. Asta e peste măsură. Asta e subiect deja de film și de Oscar. Numai în Moldova așa ceva este posibil, să pui 1 miliard de euro și primești pentru asta Ordinul Republicii și gloria muncii. Că asta au primit toți. Și Plahotniuc, și Filat, și Lazar, și tot guvernul, și cei din Parlament, și așa mai departe, care au votat toate aceste chestiuni și le-au legiferat.
Rușine, ce să spun. Rușine și trist. Mulțumesc. Eu deja nu mai am ce pierd. Eu am venit tânăr să schimb lucrurile în Moldova, dar... Iată, în tinerețe mi-am mâncat. Acum măcar sunt bătrânesc degeaba. Că familie, copii, iată, n-am avut parte, deocamdată, cel puțin. Și măcar să-mi duc lupta până la capăt. De asta eu n-am ce pierde. Averea mi-e sechestrată, dosare penale am, lupt așa până când mor ține puterile. Dar nici așa să fim hoțiți ziua în amiaza mare, ca pe niște oi la stână să ne mâni toți din toate părțile. Mulțumesc.